pentru traducere, mulțumesc Mihaela Dedeoglu pentru prezentare și întrebări. A fost o mare plăcere să-l avem în jocul nostru pe Didier de Coin. Ne mutăm la standul Live France, al Institutului Franței, cine vrea să continue o discuție cu Didier de Coin. Ieri, de asemenea, am avut la standul Franței mai multe discuții cu Didier de Coin. Dacă vreți, pentru că este un roman inițiatic, un roman care răspunde în oglindă primului mare roman al lumii moderne, care este romanul lui Genji. Este o întreprindere fabuloasă să faci așa ceva și, într-adevăr, acest roman în oglindă al epocii de aur japoneze din secolele între secolul 7 și secolul 12, noi ne aflăm aici în secolul 11 la anul 1000, i-a reușit pe deplin. Biroul pentru grădini și pentru iazuri vă așteaptă să-l citiți și vă mai spun un lucru. În momentul în care cartea a fost contractată în China pentru traducere, i s-a propus autorului să elimine anumite pasaje a căror senzualitate deranja cenzura chinezească, iar autorul a preferat să-i